Atunci eu zic să începem, ca să nu pierdem timpul, pentru că știu că, din punctul nostru de vedere, timpul înseamnă și pacienți. Nu am avut niciodată plăcerea să ne întâlnim. Numele meu e Cătălin Popescu și ocup funcția de prefect al județului Vrancea. Și în această calitate am fost delegat ca să vin să vă prezint cel care a fost, sau persoana care a fost numită de Ministrul Sănătății în urma concursului manager al spitalului. Înainte de a face acest lucru, vă rog să-mi permite să-i mulțumesc doctorului Nichi Moise pentru activitate, să-i urăm succes în continuare, că asta e viața. În viață sunt și momente în care urci și momente în care trebuie să revii la activitatea de bază. Oricum, din punctul nostru de vedere, activitatea dânsului a fost caracterizată cel puțin de controlele care au fost ca și corespunzătoare. Nu au fost sincope, spitalul și-a desfășurat activitatea și știți foarte bine fiecare dintre noastre că trecem printr-o perioadă în care, din păcate, sumele care sunt alocate activității pe care o desfășurați nu sunt de cele mai multe ori suficiente și de fiecare dată trebuie să găsim soluții. De fapt, este, după părerea mea, cea mai importantă problemă a sistemului medical. Și, în al doilea rând, vă rog să-mi permiteți ca să citesc ordinul semnat de ministrul Raed Arafat, ordinul numărul 1425 din 27.11.2012, privind numirea în funcția de manager a Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani, județul Vrancea, a domnului Mândrilă Constantin, ca urmare a susținerii, promovării și validării concursului. Ministrul Sănătății, văzând adresa Consiliului de Administrație a Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani, Vrancea, înregistrată la Ministerul Sănătății, cu numărul 60730122 din 11.11.2012, privind validarea rezultatului concursului organizat pentru ocuparea postului de manager, persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani, Vrancea, având în prevedere titlul 7, spitalele, articolul 178, aliniatul, articolul 179, aliniatul 1 și aliniatul 2, articolul 180, 183 și articolul 187 din legea numărul 95/2008 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, legea numărul 294 din 2010, legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, legea 233/2011 privind aprobarea ordonanței de urgență a guvernului 80/2010 și în temeiul articolului 7 aliniatul 4 din hotărârea guvernului României numărul 144 din 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății cu modificările și completările ulterioare, emite următorul ordin. Articolul 1. Începând cu data de 27 noiembrie 2012, domnul Mândrilă Constantin, nominalizat în urma concursului susținut, se numește în funcție de manager al Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani, Vrancea, pe o perioadă de 3 ani. Articolul 2. Domnul Mândrilă Constantin va beneficia de un salariu de bază stabilit conform prevederilor legii numărul 283 din 2011, privind aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 80/2010 pentru completarea articolului 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și de asigurări sociale de sănătate, pensii și alte drepturi de asigurări sociale de stat în condițiile plății contribuțiilor prevăzute de lege. Articolul 3. În calitate de manager, domnul Mândrilă Constantin încheie contract de management cu Ministerul Sănătății pe o perioadă de maxim 3 ani. Articolul 4. Orice modificare de structură organizatorică a unității sanitare publice cu paturi atrage în mod corespunzător modificarea contractului de management în termen de 30 de zile de la aprobarea modificării. Articolul 5. Secretariatul General, Direcția Generală Resurse Umane și Certificare din Ministerul Sănătății și Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani, Vrancea vor lua măsurile care se impun pentru comunicarea și respectarea
ducerii la îndeplinirea dispozițiilor prezentului ordin. Și articolul 6. Prezentul ordin poate fi contestat la instanța competentă în termenul și condiții legii numărul 554 din 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, semnează ministrul Raed Arafat. Deci eu, în calitatea de prefect, mi s-a solicitat astăzi de către domnul ministru ca să vin și să fac ceea ce prevede partea, hai să-i spunem, protocolară a numirii, respectiv instalarea în funcție. Din punctul meu de vedere, consider misiunea mea ca încheiată, vă urez succes și să dea Dumnezeu ca în continuare activitatea medicală în spitalul unde vă desfășurați activitatea să desfășoare în condiții cât mai optime. Sper ca de aici încolo să avem o colaborare cât mai bună. Eu vin cu un suflu nou, în sensul de a veni cu un management nou, cu o administrare nouă, în așa fel încât, împreună cu dumneavoastră, să ducem actul medical acolo unde este locul lui. Inclusiv după ce am fost numit președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan, m-a felicitat și mi-a spus că are mari așteptări, de la mine, în primul rând, și sper că, împreună cu dumneavoastră, ceea ce vedem aici, încă nu știu ce este, însă o să-mi dau toată priceperea și vreau să vă spun că prima casă a mea va fi Spitalul Județean Vrancea, Focșani. Vă mulțumesc încă o dată și sper într-o colaborare cât mai bună cu dumneavoastră. Am participat astăzi la numirea în funcția noului manager al Spitalului Județean Sfântul Pantelimon, Spitalul de Urgență Focșani, cu crezul și cu gândul că noul manager, domnul Constantin Mândrilă, va fi un om care va ști ce, adică știe ce trebuie să facă pentru Spitalul Județean Vrancea. L-am susținut noi, Consiliul Județean, personal președintele Consiliului Marian Oprișan, l-am susținut și îl vom susține în continuare, pentru că avem convingerea că va aduce un suflu nou și, așa cum a spus și dumnealui, va aduce actul medical acolo unde trebuie să fie. Suntem convinși că experiența profesională și experiența de viață a dumnealui va contribui de plin la intronarea unui spirit de disciplină, de ordine în cadrul spitalului și că va face tot ceea ce îi stă în putință ca Spitalul Județean să fie într-adevăr un spital unde pacienții să vină nu cu plăcere, pentru că niciodată nu vii la spital cu plăcere, dar să vină ca cu speranța că plecând, odată plecând de aici, se vor întoarce sănătoși acasă.